Eu și soția mea am făcut o descoperire șocantă în subsolul casei noastre, unde am găsit o carte cu niște coordonate. Când am răs la cele coordonate, am găsit un cadavru chiar în mijlocul pădurii. Am chemat poliția și tot orașul a aflat de descoperirea noastră. Însă, cineva a fost supărat de ce descoperire am făcut, așa că am primit niște colete și schisori dubioase în poștă. Rămâi până la final ca să afli ce s-a întâmplat cu noi. Magdalena, iubire, să sunăm la poliție. Ce ne facem? Mamă, băi, și fete, bă, sunt panica rău de toți. Deci am găsit coordonatele astea, iubire sunt îngrijorată și eu la fel, am găsit coordonatele astea în curtea noastră, nici măcar nu știam de existența acestei camere. Adică uitați-vă, fraților, dacă mă duc aici și trag de leverul ăsta, camera nu mai există. Mamă, deci nu mă așteptam la asta. Magdalena, iubire, tu ce zici să facă? Mamă, deci zice 10,62 cu 104, asta 100% sunt niște coordonate. Să merg la coordonatele astea? Nu știu, adică cred că sunt destul de aproape de casa noastră. vreau zic să mergi la coordonate și să sun la poliție? Și dacă găsesc acolo ceva nașpa? Dar să ai grijă. Hmm, nu cred că e cea mai bună idee. Da, cred că ai dreptate să sun la poliție. Bun. Și mă duc așa, fii atentă, uh, tu te duci și stai cu copiii și eu mă duc la coordonate și după, după tu mă aștepți. Mai bine să iei pistolul cu tine, dar să ai grijă, te rog, da, ai dreptate. Am găsit și un pistol aici, băi, de bă, habar n-am care-i treaba. Adică e și pistolul ăsta, nu? No, o să-l iau în caz de orice, sper să nu trebuiască să am nevoie de el sau ceva de genul. Madalena, iubire, hai să, hai să mergem, în frică iubire, o să stau cu copiii, da. Hai să mergem, hai să mergem în casă să ne asigurăm. Ok, o să închid locul ăsta, ca nu cumva să se întâmple ceva și sta să, să pun asta aici. no, hai, să, hai să mergem. Hai să mergem în casă, te las cu copiii și după trebuie să vedem în ce parte trebuie să o iau. Mă, Mama... mă, bă, cred că trebuie să mă duc în pădure sau ceva. Hai să mergem, pai bine, ai grijă, te rog, stai. Hai să mergem. Băi, alo? Voi de ce nu dormiți? Trebuia să, să dormiți, v-am stat la culcare. Tata, ce s-a întâmplat? Cum adică ce s-a întâmplat? Că ce s-a auzit? Am, cum mi spune, eu și mama voastră am, ne-am speriat de tot, nu, 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 stați, calmați-vă, eu și mama voastră am făcut o descoperire în, în, curte, în fine, Magdalena, stai cu ei, hai că eu trebuie să plec, da? Deci, explică-le, bun. Ok, băi, și vede, hai să vedem ce trebuie să facem, deci, 10 cu 62 cu 104. Deci suntem la minus, deci trebuie să ne ducem în... Ok, în partea aia trebuie să mergem. Mamă, fraților. Bă, mi-este fric, o să... O să țin pistolul în mână. Deci la 10 cu 62 cu 104. Dar ce poate să fie? Voi ați văzut că acolo erau schelete de oameni și sânge în subsolul nostru? Nici măcar nu știam că avem subsol. Dar se pare că avem subsol acasă. Deci la 10 cu 62 cu 104. Ok. Sunt în pădure momentan, după cum, după cum se poate vedea. Deci trebuie să merg, hai să merg prima dată la coordonatele 10. Ok, sunt la 10. Și trebuie să o iau în parte asta, nu? Uh, hopa, cumva. Oh! Ok, sunt la 10 cu 64 cu 104. Adică ca să ajung la 10 cu 62 trebuie să spargă aici. Bă, mamă, să nu pică undeva. Bă, dar stați două secunde că mi să nu mă vadă cineva. Bă, mi se pare foarte ciudat ce se întâmplă. Hai să... Hai să sparg aici. Ok. Ok. Oh my god. E o... E o camera acolo. Ia stați puțin. Stați puțin că, că mă îngrijorez. Oh! oh my god! Bă, fraților! Bă! Bă, e asta, men? E un schelet în lanțuri. Cineva a fost ținut în lanțuri aici și a murit. Bă! Bă, trebuie neapărat să sun la poliție. Mamă, dar stai, trebuie să arăt și Magdalena. Trebuie neapărat să sun la poliție. Mamă, mamă, stai, 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 două secunde. Stai, două secunde, trebuie neapărat să mă întorc acasă. Mamă, dar stai, o iau bine? Dacă e o iau bine. Bă, fraților! Bă, nu i ok ce se întâmplă, men Nu i deloc ok ce se întâmplă! Nu, 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 nu. Trebuie să iară Magdalena. O să încerc să nu sperii copiii, băieți și fete. Văd că încă nu s au culcat uh, Magdalena iubire, uh, am o veste foarte proastă. Hai să, hai să mergem să ți arăt ce am găsit la cele coordonate. Dar te rog să nu te sperii prima dată stai să, vorb să vorbim să cu copiii. Auziți copiii, vedeți că eu și mama voastră suntem speriați nou, uh, terminați. Eu și mama voastră o să o să fim plecați uh, 5 minute, OK? 5 minute, sper că nu e nimic. OK, bun, D dar să nu faceți nici, nicio prostie, cel mai bine duceți-vă în camera voastră, cel mai bine. Haideți, hai, Magdalena, vino, vină. Lasă, -i. bă, stai prima dată să văd dacă, dacă ușa e închisă la intrare, să fie totul bine. Oh my god, ușa nu era închisă, ok. Magdalena, uh, am găsit un cadavru acolo, am găsit un cadavru, erau ceva schelete care era ținut în lanțuri, da. Cred că trebuie să sunăm la poliție, vino cu mine, vino cu mine neapărat. Vino cu mine, stai să, stai să închidem ușa aici, hai vino. Vino aici, o, o să-ți arăt unde e. Uh, 10 cu 62 cu 104, deci în partea asta. Și să-mi spui tu dacă trebuie să sunăm la poliție sau nu. Eu, eu, eu zic că trebuie să sunăm. Hai, vino cu mine. Uh, 10 cu 62, cu 104. E aici. Fii atent. Fii atentă. Vine aici. Uh, stai că m-am pierdut. Stai că m-am pierdut puțin. Aici, fii atentă. Magdalena. Uite-te aici. Merg jos. Merg jos aici. Îmi e Vino cu mine, vino cu mine. Uite-te ce e aici! Uite-te! Trebuie să sunăm la poliție, nu? Trebuie să sunăm la poliție. Bă, fraților, dar eu nu înțeleg de ce am găsit noi chestia asta. De ce aș găsi eu în casa mea o carte cu coordonatele la care e un cadavru care habar n-am de cât timp era aici. E deja de câteva zile, 100%. Hai să mergem sus și după să, după să sunăm la poliție, doamne iartă-mă, o să sunăm la poliție, sper să vine domn polițist și să, și să ne ajute frate, să vadă care-i treaba. Am sunat la poliție de vreo 10 minute, băieți și fete, și văd că se apropie cineva din pădure. Cred că... Opa, cine? O! Oh, o! Oh, e domn polițist! Uh, bună seara, domn polițist! Văd că ați venit cu cineva. Ce s-a întâmplat, Marius? Deci, domn polițist, nu o să vă vine să credeți. Deci, o, o să încerc să vă spun absolut tot, fără niciun... Uh, fără Nimica a lăsat în afară. Deci ideea este că Magdalena, în seara asta, a zis că se întâmplă ceva la noi în grădină, că este un sentiment ciudat. Și noi am găsit o cameră secretă, dacă vreți, vă și dacă nu mă credeți, am găsit o cameră secretă în grădina noastră, unde era, era un loc foarte, foarte dubios, am găsit un pistol, am un pistol la mine în momentul de față, să nu vă sperea sau ceva de genul, și am găsit o carte cu coordonate, o carte cu coordonatele la care suntem noi acum, și veniți, hai, hai să mergem toți, veniți toți, veniți toți. Uitați-vă ce am găsit aici! Deci, uitați-vă ce am găsit! Deci, eu, sincer, cred că s-ar putea să aibă legătură cu cazul Elenei, domn' -do -do poliție sunteți de acord? Știți că mi-a zis dumneavoastră de ceva, caz de o fetiță care a dispărut. E foarte posibil, da. Păi, păi hai să mergem. Uh, domnul e detectiv? E detectivul orașului? El se ocupă? Marius, da, ce? Doamne, iartă-mă, bă, mie nu vine să cred ce se întâmplă. El e detectivul orașului BC. Eu voi rămâne aici puțin. Să mă uit mai atent. Ok, hai, hai, hai să mergem, hai să mergem. L-am luat cu mine, ok, ok. E bine, băieți, și vede că avem mai mulți oameni care, care, lucrează la caz. Deci, domn polițist, să vă spun sincer, noi nu știam absolut nimic. Am fost foarte, foarte panicați că am găsit un pistol. Deci, am găsit un pistol și coordonatele astea nu are niciun sens. Nu știm care-i treaba. Adică, mi se pare foarte suspect. Este foarte suspect, exact. Domnule detectiv, deci, ați găsit ceva? Este un caz normal. Ce caz normal? O fetiță. Oh my god, cel mai probabil. Oh my god, e vorba de, e vorba de Elena, probabil. Mamă, păi și fete. A fost mâncată de animale. Poftim? Domnul detectiv, cum adică? Cum adică? Cum adică mâncată de animale? Domnul detectiv, e ținută lanțuri. Băi, aveți că poate nu suntem la, la același loc. Cum adică nimic altceva? cu. cum să fie mâncată de animale? E ținută lanțuri! Aici e treaba mea! Domnule, e detectiv! Uite, sunt niște chei aici! Sunt niște chei, cum adică mâncată de animale! N-are niciun sens, domn polițist, dumneavoastră, auziți? Bă, credeți-mă! Cum adică să vă credem? Cum adică e mâncată de animale? Am, am luat-o toți razna? 100% e un caz de răpire și a fost omorâtă, habar n-avem cum, a fost lăsat aici să putrezească. Nu cred, cum adică... Mă rog să ai de puțin cu mine, băi, băi, băi. Bă, fraților, îmi crește tensiunea. Domn polițist, ce doamne, iartă-mă, zice ăla. Cum adică caz de mâncat de, de animale? N-are niciun sens. Este suspect ce se întâmplă cu detectivul ăsta de la ți-a dus. Dar ascultă-mă. Bă, bă, n-are niciun sens, fraților. Bă, mă enervez. Cum adică caz mâncat de animale? Detectivul este foarte corupt. Ah, așa se vorbește. Păi și credeți că ar putea să aibă vreo legătură cu cazul Elenei? Să nu ai încredere maximă în el. Da, observ că n-am putea să avem. Se poate, dar nu e nimic sigur. Păi, domn' polițist, atunci cred okay, că o să trebuiască să faceți și dumneavoastră o investigație sau ceva. n da, că nu, nu se știe, o să fac și eu niște investigații. Bă, voi l-ați auzit? Mâncat de uh, cadavru, mâncat de animale? Și te voi anunța, ok. Hai, haideți că, că noi o să plecăm. Hai, uh, seară frumoasă să, să ne anunțați. Magdalena, vină cu mine. Magdalena, iubire tu, nu ți se pare ceva suspect aici? Nu crezi că de detectivul ăla e corupt? Iubire, mi-e frică și e foarte suspect. Pe bune. Nu știu care-i treaba cu el. Sper să... Sper să... Na, să facă ceva, să afle adevărul. Dar din câte am auzit, cum adică sunt toate semnele. E un caz normal că a fost cineva mâncat de animale. Era ținut în lanțuri ce mânca de animale. În fine, Magdalena, hai să mergem acasă. Tu, tu ce zici? Să le spunem copiilor. Eu zic că da, eu zic că ar trebui să afle și ei și aia adevărul. Până la urmă au crescut acum și trebuie să știe, să nu îi îngrijorăm. Da, știu, dar ar trebui să știe, gen, să știe în ce oraș s-au mutat, să fie precauți până la urmă. Că suntem în prima zi în orașul ăsta și uitați-vă ce se întâmplă. Hai de iubire, atunci, da. Hai să mergem și, și, să le spunem adevărul. Hai să mergem, hai să mergem, Magdalena, să-i lăsăm pe, pe domn polițist și pe domn detectiv să, să vadă care-i treaba. Acum, băieți și fete, poate mulți dintre voi nu o să fiți de acord cu chestia asta, o să spuneți că mari sunt niște copii mici și n ar trebui să afle despre chestiile astea. Însă, băi, ne-am mutat în orașul ăsta, habar n-avem care-i treaba cu el, abia de îl explorăm și nu știu ce, și ar trebui să știe și care-i treaba, Magdalena, vino. Să le spunem, da? Te rog să, să nu pari foarte panicată. Eu te văd pe tine că ești foarte, foarte panicată. Dar tu dacă după pari panicată și eu să fie panicat și nu e bine. Și ce zic? Te las pe tine să vorbești, da? Hai, vino. Uh, Izabela Răzvan, văd că, văd că nu dormiți, însă trebuie să vă spunem ceva. Deci știți că ați văzut că eu și mama voastră am plecat de acasă, am găsit ceva în grădină. Ascultați aici. Tocmai ce... Nu o să vă spunem toată povestea, însă tocmai ce am găsit un cadavru în pădurea de lângă casa noastră. Am sunat la poliție, nu plânge Izabela, am sunat, am sunat la poliție, a venit un polițist acolo și, na, nu mai plânge soro. Eu vă spun vouă chestia asta, nu o să intru în detalii, nu o să vă zic cum l-am găsit și chestii genul, că nu vă interesează, însă ideea este că eu vă spun chestia asta, pentru că noi ne-am mutat acum în BC, ne-am mutat acum în orașul ăsta, și trebuie, nu contează, tata. Trebuie să fiți precauți. Mie nu mi-e frică, bă, răzvane. Trebuie să fiți precauți și când mergeți la școală, chiar dacă eu vă duc la școală cu mașina, când ieșiți în pauză, când mergeți unde, trebuie să fiți precauți, pentru că e probabil să fie vorba despre fetița aia care a fost dată dispărută. Îi distrug, îi bat pe toți, băi, răzvane, îi termină pe bune. Mie mi-e cam frică. Tata o să vezi, băi, te rog eu, te rog eu să nu te bagi în vreo prostie sau ceva de genul. Pe bune. Hai, culcați-vă, Magdalena, hai să mergem și noi. Noapte bună, copii o să-i distrupe pe toți pe bune. Mâine de dimineață ne trezim să, să mergem la școală, mamă Magdalena, deci mie nu -mi vine să cred. Mie nu -mi vine să cred că ne-am mutat în orașul ăsta și deja am găsit un cadavru. Și în ce mod l-am găsit? Auzi, fii atentă, știi la ce m-am gândit. Tu crezi că fostul proprietar are vreo legătură cu dispariția lui, lui, fata asta? Că știi că ai văzut că din câte am înțeles de la părinții mei sunt niște oameni dubioși ăștia care au stat în, înainte aici poate să aibă iubire, da. Hai să mergem să ne culcăm, hai să mergem sus în dormitor și mâine de dimineață, băi, și vedeți, o să vedem care e treaba. Dacă mă gândeam acum să mergem la părinții, la părinții mei, însă prima dată trebuie să vedem dacă domn polițist o să continue cu investigația, pentru că detectivul ăla mi se pare foarte suspect și n-am deloc încredere în el. Și vedem mâine ce o să facem. Hai să chidem luminile și să ne băgăm la somn. Bună dimineața, băieți și fete! Tocmai ce mi-a sunat alarma și trebuie să duc copiii la școală, bă, și astăzi o să fie o zi foarte plină, pentru că la ora 8 trebuie să mă duc la muncă, la doctor Barba. Bă, dar stai, unde e Magdalena? Magdalena, iubire, ce faci? De ce nu ești în pat? N-am putut să doar deloc, te-ai gândit toată noaptea la ceea ce am găsit, nu? Sunt foarte panicată. Păi, măcar, pune-te acum să te culci. Cât timp duc eu copii, copii la școală de iubire, ce facem? Nu știu. Singura noastră variantă, băi, și fete, ar fi să așteptăm să vedem dacă. ce zice poliția, să mai așteptăm ceva de la domn polițist, dar dacă detectivul ăla este șeful, nu e bine deloc. Eu zic să te culci până. cum mi spune, până duc eu copii la școală. Că după mă duc și la muncă, la ora ok, iubire. Hai, te pup, te rog, ai grijă, da, o să am grijă. Bun. Copii, hai. Uh. Bună dimineața! Să te pregătiți de școală, băi, micuților! Ce dimineață? Nu, no. Izabela, în continuare, ești panicată? Nu mai fi panicată, n-am putut dormi deloc. Ce dimineață, că n-am dormit deloc? Hopa, pe bă, Răzvan, nu erai tu mare șmecher? N-ai dormit deloc? Parcă erai șmecher. Parcă băteai și distrugeai tot. Eu și răzvan să te îngrijorați, dar are sens, în fine. Hai, hai să mergem la școală să nu mai pierdem timp. Deci v-am spus, la școală stați în pauză, stați acolo, dacă, doamne ferește, deci, na, cred că aveți o vârstă, nu mai trebuie să vă spun chestia asta, dacă vine cineva la voi să, na, să vă zică că, nu știu, vă dă ceva, vă dă bomboane, vă dă bani, doamne iartă-mă, nu, nu, vă duceți după el, orice ar fi, hai, veniți cu mine, da, tata, vom fi atenți, bun, hai să, hai să mergem, hai să mergem, toată lumea să, toată lumea să vină, deci după cum am zis, toți să fiți atenți, da? Bun, hai să mergem la mașină. Veniți la mașină. Trebuie, trebuie și fete să scot chestiile astea. Mă mai gândesc, băi, termină cu, termină cu mă mai gândesc. Hai să vedem. I -i intră mașină. Hai să mergem, fraților. Bă, deci, na, mi-am dat seama că BC nu este un oraș chiar atât de... Magdalena, da, ce faci? Mă duc la școală cu copii, stați puțin copii. Uite ce a dat la știri, ce a dat la știri. Stați două secunde. Raport la poliție. Descoperirea corpului fetiței de 11 ani în BC. Opa, stați puțin, dați-vă jos din mașină, dați-vă jos din mașină că văd că poliția, iubire să îngrijorată. stați puțin, văd că poliția a făcut avansuri, stai, ascultați aici, seară, într-un tragic și sfârșietor moment, fetița de 11 ani Elena a fost găsită fără viață în mijlocul pădurii de lângă Blocky City, adică de lângă BC. Descoperirea a fost făcută în ciuda eforturilor susținute ale autorităților și a comunității locale, care au căutat-o intens pe fetiță de la momentul dispariției sale pe 4 martie 2024. Corpul Elenei a fost găsit într-o stare, foarte, într o stare care indică posibile, posibila victimă a unui atac de animal? Bro! Magdalena, tu ai auzit? Această descoperire tragică a adus un șoc în comunitatea din BC și a lăsat familia îndurerată fără cuvinte. Cum adică atac de animal? Bă, fraților! Băi, ceva cu de detectivul ăla începe cât de cât să mă sperie și pe mine. Bă, stai puțin, cum adică atac de animal? N-are niciun sens! În ciuda tuturor eforturilor depuse pentru a găsi în viață, circumstanțele indică o tragedie de neimaginați. Deși inițial s-au efectuat ample investigații cu privire la posibilitatea răpirii, acestea au fost abandonate în lumina descoperirii triste a cadavrului. Bă, băi, și fete, sunt eu nebun? Nu era nicio urmă de bani, mal că... Bă, este evident că Elena nu a fost o victimă a unui a criminal. Este evident că a fost! Nu că nu a fost, este evident că a fost! Au mințit! cel mai probabil un atac animal străbat în pădurea înconjurătoare. În ciuda acestui fapt, investigația încă nu s-a încheiat, iar autoritățile continuă să adune dovezi și să examineze toate aspectele. Doamne, iartă-mă! O să mă duc la poliție, Magdalena. O să mă duc la poliție după ce duc copii la școală să văd care-i treaba. Să întâmplă prea multe lu lucruri, ciudate, da. Da, iubire, te rog, ai grijă. Hai să mergem, hai să mergem. Tu, oameni, bă, fraților, credeam că domnul polițist o să facă ceva. Dar voi ați văzut, man? A fost victima unui atac de animal. Ba nu, n-a făcut nimic. Da, nu știu. Nu știu că ai treaba cu domn polițist. Voi să nu fiți, uh, să nu fiți nesimțiți la școală, da? Nu cred că mai trebuie să avem discuția asta. O să încercăm, băi. Sper să nu se întâmple nimica și nouă. Izabela, nu mai copite, rog eu. Nu o să fi se întâmple nimica. Și tu ai grijă cum încerci, băi. Tu să fii cu minte. Izabela, totuși, e cam tare în gură, bă, Răzvane. Hai să... Hai să vorbim frumos, spune, nu? Răzvan face pe rebelul. Lasă, lasă așa, opa ce s-a întâmplat Ok, deci o, o să vă las aici Și după o să mă duc la poliție Bă, habar n-am ce face polițistul ăla Am eu grijă de la școală, așa Așa crede ea Băi, gata, hai, gata cu Gata cu glumele astea Haideți că o să vă las aici să, să vă duceți Și tu poți să mă duc, uite, hai Parchez aici, hai Duceți-vă Ieșiți din mașină ne vedem uh, asta știți cumva până la cât, până la cât aveți ore. Pa, pa, Aveți până la 12, până la 1, până la 2? Izabela, știi cumva? Hmm. Până la 12, ok. Hai că la 12 vin, vin să vă Pa, pa. Puteți să plecați, pa, pa. Mamă, băi și fete, hai că o să iau mașina și o să mă duc la poliție. Mama și tata, băi și fete, mi-au spus că BC este un oraș sigur, dar se pare că nu prea e cazul. Hai că mă duc acum la poliție să-l pe domn polițist ce-a făcut, bro că în presă s-a dat că fetița a fost omorâtă de animale, dar nu e cazul. Se întâmplă ceva ciudat și cred că proprietarul casei mele, fostul proprietar, că acum eu sunt proprietarul casei mele, fostul proprietar are, are o legătură cu chestia asta. Sta să merg la secția de poliție să văd dacă pot să, pot să vorbesc cu el, men. Sper că e aici, dacă nu va trebui să-l sun, dar după... mama trebuie să ajung și la muncă, n-am timp, bro, sper să fie aici. Uite, secția din BC. A, uite, Perfect, e. Yeah. Uh, domn' polițist? Domn' polițist, mă auziți? Uh, domn' polițist, ce s-a întâmplat? Și doamne, iartă-mă, s-a întâmplat. Am văzut știrea azi dimineață. Ce s-a întâmplat? A zis ăla că a fost fetița omorâtă de animale? Sunt foarte nervos. De ce? Băi, e clar că l e corupt. Cu detectivul acesta. E corupt 100%. Nu știu, domnul polițist, dar n-am, trebuie să faceți ceva dumneavoastră să aflăm adevărul. Eu cred, fiți atent, uh, fiți atent la mine, eu cred că fostul proprietar al casei mele, deci nu știu, dumneavoastră să faceți niște investigații, fostul proprietar al casei mele are vreo legătură cu chestia asta. Deci eu zic să faceți investigații acolo. Asta e sfatul meu, dar vă rog eu să faceți ceva, men. Elena a fost răpită, 100% la men, Elena a fost răpită, mai mult ca sigur, a fost răpită și uitați-vă ce s-a întâmplat cu ea, men, nu, n-a fost, uh cum mi spune, mâncată de animale. Hai, domn polițist, că eu trebuie să mă duc la muncă, neapărat. Eu voi mai cerceta cazul. Zi frumoasă, vă doresc. Sper să-l pot rezolva așa. Zi frumoasă. La revedere. Suamne, bro. nu vine să cred, man. Hai că, hai că mă duc la muncă, băi și fete. Chiar mi era frică să nu mă întrebe domn polițist unde lucrez, că știți că el nu prea, nu prea știe de doctor barbă și că vrea să-l aresteze. Dar na, doctor barbă întotdeauna e cu, e cu un pas înainte. Nu știu, bro, și mie nu vine să cred cum poate ăla să fie atât de corupt pe față. De deci ce s-a dus acolo, a văzut faptul că e un schelet legat de lanțuri și el spune, a, păi na, 100% e un caz clasic în care un animal, un urs, a mâncat pe cineva. Băi, care urs? N-are niciun sens, plimba ursul, vorba aia. Hai să... Hai că o să Magdalena că mă duc la muncă și vedem care e treaba. Mamă, până la ora 4, băi, și fete, n-am... N-am niciun chef, men, și... Ați văzut și voi că doctor Barba are planuri mărețe. Soamne, iartă-mă. Băi... Băi, stai. Ce... Ce caută? Buci ce caută la... În fața casei mele? Ia stai să... Să parchez. Stai că parchez aici. Uh... Uh... Bună ziua, domnule detectiv. Ce căutați aici la mine acasă? Am venit, ok, bă, ce căutați aici? Să vă pun niște întrebări. A, întrebările, a, despre cazurile și da, mă înțeles, ok, scuzați-mă, hai, intrați înăuntru, vă rog. Uh, stați aici pentru că trebuie să mă duc să o trezesc pe soția mea, cred că soția mea doarme. Stați aici puțin. Magdalena, mamă, stai că <hângh> am făcut o băi, și vede că nu prea știu care e treaba cu casa asta. Magdalena, iubire, vino rapid Trezește-te, Magdalena, trezește Iubire, vino rapid pentru că A venit detectivul să ne pună niște întrebări Despre cazul ăsta recent și na, până la urmă Cum adică, da, știu, ok Nu cred că suntem suspecti sau ceva de genul Nu mi-a zis nimica Nu mi-a zis nimica de asta, dar, dar nu cred că e cazul Hai să mergem, vino jos Bun uh, Domnule detectiv Veniți aici, uite ai că noi o să stăm pe canapea Pune-te și tu Uh, na, spuneți-ne care-i treaba Noi răspundem la orice, Nu avem venit nicio treabă Dar vă rog să vă grăbiți pentru că trebuie să mă duc la muncă Ok Am niște întrebări legate de caz, ok, ok O să răspundem, ok Pentru că e foarte important, 100%, 100% e foarte important Așa, spuneți Ce haine aveați pe voi în ziua aceea? Uh, cu ce ajută asta cazul? Uh, aveam fix hainele astea Cu ce ajută... În fine, el e profesionistul, el știe care-i treaba. Fix hainele astea le aveam, că ne-ați văzut și dumneavoastră. Eu pun întrebările, ok. Eram urcat în normal, cu ce ajută? Ok, în fine, hai să vedem. Cât de mare este această casă? Ce contează cât de mare e casa? Apar nu avem nu știu, e foarte mare, vedeți? Nu știu câți metri pătrați are, 100 și ceva. Ce, ce, ce contează asta cu... Cunoașteți vechiul proprietar? Nu, asta e ideea, că nu cunoaște vechiul proprietar Ideea e că această casă A fost un fel de cadou de la părinții mei Care au cumpărat-o de la vechiul proprietar Care ce că -a, a plecat din, din BC Și zic? Hmm, da. Da. Alte întrebări? Ați fost pe undeva mai mare în acest oraș, gen mall? Da, da. Dar ce treabă are cu cazul ăsta? Da, am fost în mall cu părinții mei să vedem care-i treaba, dar... Ce treabă are? Vi se pare un oraș sigur? Nu prea, fie vorba între... Ce treabă are mall Vi se... Nu, nu. Nu se pare deloc un oraș sigur, BC, din câte observ. Eu pun aceste întrebări. Da, domnule detectiv, am înțeles că puneți aceste... Nu, am, am, înțeles, am înțeles. Da, na, mi se par foarte suspecte. Cât ați plătit pentru o casă? Habar n-avem cât am plătit. V-am spus că a fost cadou. Ce contează cât am plătit pentru casă, domnule detectiv? Bă, n-are sens. Nu știm cât am plătit. Ce clasă sunt copiii? Sunt clasa 5 și clasa 7 însă după cum probabil știți, aici la școală sunt în aceeași clasă. Gen, dar ce treabă are iară copiii noștri? Doamne, bro, nu înțeleg. Începeți să mă călcați pe nervi. Păi, dar ce sunt întrebările astea, domnule de TV, vă rog eu. Dacă ați terminat, puteți să plecați, că eu trebuie să mă duc la muncă. Eu pun întrebările sunt pentru caz. Ok, eu plec. O zi frumoasă vă doresc. La revedere. Bă, Magdalena. Bă, tu l-ai văzut pe ăsta? Ce sunt întrebările astea? Extrem de ciudat pe bune. Sper că a plecat ciudatul ăla. Bă, voi ați văzut ce întrebări. Magdalena, hai de că eu o să mă duc la muncă. Bă, dar ce întrebări ne-a pus detectivul ăla. Nu ți s-a părut sus pe bă, sus pe că de tot. Eu mă pot să îngăteți bun. Da. O zi frumoasă, te pup și te iubesc, hai că, hai că, eu o să plec. Sunt curios, fraților, ce o să facem astăzi? Doctor Barba a spus că are planuri foarte, foarte mari pentru, pentru laboratorul ăsta nou și zis că parcă data trecută Voia să facă, să transforme pe cineva în mutant, dacă nu mă înșel. Na, ăsta e proiectul pe care l-am început noi în handblock, da? Dar acum am venit aici și în continuare vrea să se țină de planul ăsta. Na, nu, nu prea mi se pare un plan frumos, dar până la urmă, cine știe? Ia uite, ia uite la acolo. Băi, mai e cu cineva? Uh, bună, bună ziua, doctor Barba. Bă, cine e ăla? Ajutor, ajutor! Dr. Barba, ce se întâmplă? Bă, uh, avem un experiment, sunt terorizat. Ce experiment, doctor Barba? V îl facem ăsta mutant? Mamă, om, omule, îmi pare foarte rău. Da, păi, da, și el s-a oferit pentru experimentul ăsta, gen, adică. Nu contează, băi, băi, doctor Barba, știu, știu că mi-a spus că aveți un subiect pentru experiment, dar nu mă. E nebun, doctor, bă, îmi pare foarte rău. O să-l facem mutant, o să vezi. David frățul să știi că îmi pare foarte rău, adică eu nu. Nu, nu, nu. O să facem tantă, o să vezi, nu știe ce vorbește. N Na, în fine, băi, și vede, până la urmă, asta e jobul meu. Auzis doctor Barba, eu pot să pot să mă duc să fac poțiunile și să nu stau aici, okay? eu, eu chiar nu, nu. Ok, mulțumesc. Chiar nu vreau să văd chestia asta. Soamne, iartă-mă, te rog, ajutor, te distru. Băi. Mamă. Da, fraților, haideți că mă duc aici jos să, să fac poțiunile și, da, până la ora 4 stau aici la muncă. Am ce rău îmi pare de David la. S-a făcut ora 4, băieți și fete, și am rămas singur în laboratorul lui Dr. Barbă, bă, până acum. A fost cu băiatul ăla David sus acolo și după au plecat și mi-au zis că la ora 4 să plec și eu și să-mi termin treaba pe care, pe care, o mai am. Ia să văd dacă, dacă mai e ceva aici. Doamne, iartă mă l-au luat pe David ăsta. Bă, dar da, ăsta cum se uită la mine. Bă, mi-a părut foarte rău de băiatul ăla. Nu știu dacă o să-l mai vedem vreodată. Rip David în comentarii. În fine, hai să, hai să mergem acasă, fraților. Am vorbit cu Magdalena și din câte mi-a zis, eu luat pe copii de la școală acum 4 ore. Bun, hai să mergem. Doamne, men. Doctor Barba nebunit, bro. Știți că el mi-a zis că a găsit un subiect pe bune pentru, pentru pe experimente, dar nu mă așteptam la chestia asta. În fine, hai să, hai să vedem. Hai să mergem acasă. Nu știu cine sunt vecinii mei, dar probabil o să aflăm. Opa, văd că Magdalena e sus cu copiii. Probabil sunt toți în dormitor. Ok. Hai să văd care treaba. A venit acasă, a venit acasă nimeni. Toată lumea e în dormitor. Um, ce faceți? Bui, de ce prângeți? Suntem panicați. Ce s-a întâmplat, Magdalena? Ce s-a întâmplat? Am primit un craniu. Cum ai... Bă! Cum adică? A... Ați primit un craniu în cutia asta? Bă! Nu mă pot opri din plus și un cadou iubire. Nu știu ce să fac. Când ați primit asta? Cât timp am fost eu la muncă? Bă! Doamne, iartă-mă! Te rog, ce facem? Habar n-am! era... Ce-i aia? Dă-i în mână! Ia, ia, ia! asta, bufraților? Ați A coletul ăsta? Un cadou de la mine? Asta a venit cu coletul? Era gen în colet? Doamne, iartă-mă! Nu! No. Nu! No. Că punem stop, băieți! și vete, Magdalena, fii atentă! Ascultă aici la mine, Izabela și Răzvan, haide, nu, no. nu, no, nu, no, nu, no, că oficial punem stop, Izabela, Răzvan, veniți cu mine, veniți cu mine, haide, Hai toată lumea, jos, nu, deci nu se mai poate, băi și fete, am impresia, vine aici, Magdalena, a, am, am impresia că, că mama și tata pe bune își bat, își bat joc de noi, uh, veniți la voi în cameră, stați aici la voi în cameră, că eu și, eu și mama voastră o să mergem la bunicii voștri, ați înțeles, Izabela, să ai grijă de Răzvan, Magdalena, cred că e momentul să mergem la e-mail, să discutăm cu ei și să le explicăm că pe bune nu, hai, vină la mașină, pe bune nu mai facem prostia asta niciodată, nu -i mai credeam să ne zic adevărul despre orașul ăsta Și să ne zic adevărul despre casa asta De ce am primit un colet cu un craniu în el Și cu o scrisoare Un cadou de la mine, un cadou de la cine, bro Nu știu, vin aici, Magdalena, vino. Deci pur și simplu, băieți și fete Eu Eu am impresia, Magdalena, spune și tu dacă, dacă ești de aceeași părere Bine, vine să plâng, nu plânge eu am impresia că fostul proprietar încă, încă mai e în oraș, să spunem așa. Tu ce, tu ce crezi? Cred că fostul proprietar a avut legătură și cu dispariția acelei fete. Este și în oraș și e ceva ciudat cu casa asta, men. Mergem acum la părinții mei. Deci, pe bune, chiar sunt foarte, foarte nervos. O să-i spun, bă, spuneți-mi. Cât ați plătit pe casă, care-i treaba și de ce ați luat așa de ieftin și de ce ne-ați dat-o nouă, că pe bune n-are niciun sens. Hai să mergem. Poate vor să ne zică ce se întâmplă, sperăm că da. Haideți că în sfârșit am ajuns, băieți și fete, deci sunt foarte, foarte nervos pe mama și pe tata. Magdalena, mamă, deci drumurile astea, hai să, hai să parcăm în spate și să mergem la ei, deci pe bune. Deja m-am săturat. Ce-i casa aia? Ce se întâmplă în orașul ăsta? Stai să parcăm aici, Magdalena, vină cu mine. Hai, vină. Toamne, iartă-mă, sunt acasă? Unde sunt? Mama? Mama, tata? Deci deja sunt foarte supărat pe voi. Ce căutați aici? Ceau copii, deci fiți atenți, tocmai ce am primit în poștă un craniu la noi acasă și credem că este de la fostul proprietar. Deci vă rog eu, spuneți-mi care-i treaba cu fostul proprietar, spuneți treaba care-i care treaba cu casa asta, care-i treaba cu orașul ăsta. Toată lumea a luat torazna. Ați văzut și voi la știri că s-a găsit, uh, găsit cadavrul fetiței care a fost dată dispărută? Nu le zice Monica, ce să nu-mi spună? Mama, spune-mi, te rog eu, spune-mi. Cred că va trebui, spune-mi. Am zis nu, spunem care-i treaba. Care-i treaba cu casa asta? Ați luat-o ieftin? Care-i Din Ce s-a întâmplat? Cine era fostul proprietar? Ascultați aici, copii. Ok. Ia plecați, voi. Tata, stai puțin. N-am chef. Vechiul vecin. Daniel. Daniel l-a chemat pe fostul proprietar. Ok. Care-i treaba cu el? Era un om foarte ciudat și retras. Gen, uh, uh, Daniel e asta de la care ați luat casa, voi, nu? Stai puțin, Paul. Dai. Da, așa e, ok. Și care-i treaba cu asta gen? Eu cred că el e legat de toate chestiile astea. Lumea îl suspecta. De ce îl suspecta? Gen, că, că eu nu e un om ciudat. Făcea lucruri ciudate. Bă, mi-am mi dat seama, mea, adică noi... Stai puțin, mama. Stai puțin. Hai să vă spun o chestie. Tata, dacă tot zici că de ce trebuia să-mi spună. Voi știți ce am găsit noi ieri seară la noi în casă? Am găsit o cameră secretă unde erau scheleți. Nu cred asta. Ba da? Ba da. lasă o să vedeți o dată noi și, 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 și o să vă arătăm. Mă temeam de asta. Păi și care-i treaba cu Damien ăsta? Cum ați, a, ați ajuns voi să-i să cumpărați lui casa? Că, că nu înțeleg. Ascultă aici, Marius. Ok. Doamne, bro. Eu pe bune nu înțeleg. El a pus casa la vânzare pentru 5.000 de dolari? Doar atât? Pentru că avea nevoie urgentă de bani. 5.000 de dolari? Casa aia gigantică? Iar noi am cumpărat-o, chiar dacă părea suspect. Bă, na, e foarte suspect, dar na. Bă, casa e bună, men, dacă e că se întâmplă chestii ciudate. Nu am insistat, el nu, nu, nu ne-a dat mai multe detalii. Și el unde e acum, gen? Un, un, Unde-i Daniel asta? A fost o ocazie foarte bună pentru noi. Soamne, men, și nu știu unde e Daniel ăsta acum, nu se știe nimic, acum cred că a plecat din oraș. Nu știu, Magdalena, iubire, eu cred că trebuie acum să mergem la poliție. Cred că trebuie să mergem la poliție. Ba da, tata, trebuie să mergem la poliție. Înțeleg că cred că ai făcut combinația vieții tale, că ai dat 5.000 50 de dolari pe o casă, dar trebuie să mergem la poliție. Da, nu voiam să vă spun. Nu știu de ce, de ce vă tot băgați. Nu ne băgăm noi! Ei se bagă în viața noastră, ne-au trimis... Băi, am găsit o tonă de chestii, ne-au trimis colete cu cranii. Doamne frește. Nu, că, că, pe bune și eu m-am supărat pe voi. Hai să plecăm. Magdalena, hai, 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 să plecăm. Hai, zi frumoasă, mama, tata, pe bune. Hai, Magdalena, hai să plecăm. Papa. Pa. Doamne, pa. iartă-mă, fraților. Bă, ce, ce ne-au mințit. Ok, nu ne-au mințit, dar ne-au ascuns. Hai să mergem la poliție. Soamne, iartă-mă. Urcă-te aici, Magdalena. Hai să mergem la poliție, băieți și fete. Să încercăm, nu, nu știu, o, o să zic domn polițist ce s-a întâmplat și poate reușește el să să ne ajute cumva, men. Deci mie nu mi se pare normal să primim colete, de alea 100% sunt de la fostul proprietar. Lasă-o că o să vedem, hai să mergem la secție. Imediat ajungem la poliție, băieți și fete. Sperăm ca măcar domn' polițist să ne ajute, men. Și deci, mie nu -mi vine să cred cum s-au comportat părinții noștri, men. Haide... Haide, Magdalena, să parcăm aici. Hai să mergem la domn' polițist. Uh, domn' polițist? Domn' polițist? Am o veste... O-o, oh, oh, văd că nu sunteți singuri. Vă și domn detectiv aici, domn polițist. Și ce ni s-a întâmplat? Astăzi, la noi acasă, a fost livrat un colet cu un craniu în el. Dați ați auzit bine. Un craniu în el. 100% eu cred că are legătură cu cazul ăsta și cu fostul proprietar. A, a, apropo, poate puteți să căutați informații despre fostul proprietar al casei noastre. Îl cheamă Daniel. A vorbit cu mama și cu tata. A zis că și-a vândut casa la 5.000 de dolari și a plecat din oraș. Mă ales eu să o să investighez mai multe, da. Pe bune. Vă rog eu și să, m și să mă anunțați, men. Voi încerca să aflu informații. Ok. Și încă ceva. Vă rugăm frumos, pe bune. Pistolul pe care l-ai găsit, da. Ce? Trebuie să-l predau? Să-l ții la tine, A, da. În caz de orice, mamă, pe bune, fraților, BC nu e deloc un oraș sigur. Vei avea nevoie bun. Hai, zi frumoasă, Magdalena, hai să mergem să-l salutăm și pe detectiv, dacă toți suntem aici, să nu zică că suntem nesimțiți. Bună ziua, domnule de 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 detectiv, voiam să vă salutăm, am venit și noi pe la secție. Haideți că, da, doar atâta. Foarte bine, dumneavoastră, cum merge investigația? Ați făcut ceva cu întrebările pe care mi, le-a spus. Să știți că sunteți într-un oraș safe, da, observ, e foarte sigur, observ, da. Știu că sunteți speriați, dar nu trebuie, am înțeles, hai să plecăm, Magdalena, hai să plecăm. Soamne, iartă mă bro, chip, om ciudat. În fine, face aia că o să mergem acasă, o să mai perdem puțin vremea și după o să, după o să ne băgăm la culcare, ca pe bune și mie mi-este foarte somn. Aoleu, băie și fete, Magdalena? Magdalena, ce faci? De ce nu dormi? Trezește-te, a sunat cineva la ușă. Nu e miezul nopții. cine se sune la ușă la ora asta? Doamne, iartă-mă, ce se întâmplă? Stai aici, a. mamă, stai. Stai să iau pistolul, stai, stai, stai. Stai două secunde să iau pistolul. Soamne iarță mă am e frică. Care mi-a de Magdalena? Stai să schimbă asta, bă, 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 bă. A stunat cineva la ușă, cică, ia stai. Văd că... Văd că Răzvan și Izabela dorm. Da, văd că totul e bine. Ok, fraților. Hai să... Nu pe aici, prin spate. Eram prin spate aici, prin față. Hai să vedem care e treaba. E, e ușa deschisă! E ușa deschisă la intrare! Da, na, nu cred că... Nu cred că e nimeni înăuntru, nu? Ia stai să dau așa și o tură de... O tură de curte. Bă, era ușa deschisă la intrare. Dar fac că nu e nimeni, man. Oameni, iartă-mă. Um, bă, na, acolo sunt Răzvan și Izabel, ok. Bă, bă sper că nu e nimica. Oameni, iartă-mă. Poate n-au auzit Magdalena bine, băi și fete. Ia să-i și să și în căs, căsuța poștală. Hopa, avem o scrisoare, este. 12.00, poftim? Mâine, ora 12.00, nu meriți să locuiești în casa mea. Poftim? Oh my god, băi și fete. Oh my god, stai să-i spun Magdalene. Oh my god, asta nu-i bine. Asta nu-i bine, ce se întâmplă, bro? De ce am primit chestia asta? Magdalena? Magdalena, iubire? Uite ce am primit. E o carte unde spune să să fim atenți mâine la 12.00, dar ha -ha habar n-am de ce. Crezi că e vorba de, de vechiul proprietar? Suam iartă-mă. Ce se întâmplă, fraților mâine la ora 12.00? N-are niciun sens.